Pe durata weekendului, serviciul rutier Suceava și formațiunile de profil din teritoriu sprijiniți de polițiștii de siguranță publică atestați să desfășoare activități pe linia rutieră, inclusiv cei din cadrul secțiilor de poliție rurală, au organizat și desfășurat acțiuni temeinice pe drumurile publice din județ în vederea depistării conducătorilor auto care conduc autovehicule după ce au consumat băuturi alcoolice, precum și a celor care încalcă regimul legal de viteză. Acțiunile au fost concentrate în partea a doua a zilelor de vineri și sâmbătă. În doar câteva ore au fost testate peste 100 de persoane, fiind identificați mai mulți șoferi băuți. În funcție de valoarea alcoolemiei constatate, în 5 cazuri au fost întocmite dosare de cercetare penală. În acest weekend, polițiștii au acționat pe drumurile naționale, europene, dar și județene de pe raza județului Suceava pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, o prioritate a polițiștilor constituind de altfel identificarea persoanelor care conduc vehicule după ce au consumat alcool, acestea reprezentând un real vehicul pentru siguranța traficului rutier. În acest sens, acțiunile au fost concentrate în special în zilele de vineri și sâmbătă, în partea a doua zilei, iar în doar câteva ore au fost testate cu aparatul etilotest peste 100 de persoane, respectiv 100 de șoferi participanți la trafic. Surprizele au fost și de data aceasta neplăcute, numai puțin de 5 șoferi fiind surprinși conducând în trafic, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Ca și exemplu, alcoolul e destul de mare, de 0,75 mg per litru alcool pur în aer expirat, ceea ce înseamnă o valoare de peste 1 la 1000 la probe biologice de sânge. A fost identificată la un bărbat în vârstă de 42 de ani, care din comuna Preotești, care a fost identificat pe drumul public în jurul orei 1:45 în seara de 13-4 iulie de către un echipaj din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni. Și în acest caz, ca și în celelalte de altfel, au fost întocmite dosare de cercetare penal prin care se va dispune procedura ulterior prin unitățile de parchet. Sâmbătă, în jurul prânzului, o patrulă a oprit pentru control un șofer în vârstă de 20 de ani pe strada Maior Ioan din Fălticeni. Acesta emana balena alcoolică și a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,60 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Acesta însă nu a fost singurul caz. În acea zi, în Gura Humorului, un alt șofer, un bărbat de 50 de ani, a fost depistat cu o alcoolemie de 0,63 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. De asemenea, duminică, la Marginea, a fost depistat un alt șofer băut. Tânărul, în vârstă de 20 de ani, avea 0,22 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii atrag atenția asupra faptului că urmarea consumului de alcool se diminuează coordonarea motrică și echilibru, sunt alterate atenția, percepția, puterea de a judecată și controlul de sine. Tinerii șoferi băutori sunt și mai expuși și pericolilor din cauza lipselor de experiență și a tendinței mai mare de a risca, specific că vârstei. Alcoolul îi provoacă conducătorului auto o stare euforică care face pe cel de la volan să se simtă mai curajos, mai îndrăznesc, dar în realitate el nu-și mai poate controla reacțiile. Tocmai de aceea, pentru a nu vă pune viața în pericol, atât a dumneavoastră cât și a celorlalți participanți la trafic, polițiștii recomandă șoferilor să nu consume alcool atunci când se urcă la volan. Polițiștii au subliniat că aceste controle vor continua atât în weekend cât și în cursul săptămânii.